Stimate domnule primar, dragi cetățeni ai Odesei și Ucrainei din întreaga lume, anul 2021 este unul semnificativ pentru istoria Ucrainei și a întregii regiuni prin celebrarea jubiliară la 24 august, a împlinirea 30 de ani de la adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietică. Cea de-a 30-a aniversare a independenței reprezintă nu doar un moment festiv, ci și un moment de reflecție care, amintind cetățenilor Ucrainei lecțiile trecutului, îi pregătește totodată mai bine pentru viitorul pe care îl aleg. Cele 3 decenii de independență au adus statului ucrainean consolidarea desovietizării, confirmarea irreversibilității opțiunii europene, apropierea de Europa de țările europene vecine Ucrainei, printre care și România. Salutăm astfel aspirația europeană și euroatlantică fermă a Ucrainei, precum și sprijinul constant și ferm al României pentru această opțiune. Orașele Constanța și Odessa au o lungă istorie împreună, ceea ce mă îndreptățește să vă felicit atât pe dumneavoastră, pe locuitorii orașului Odessa, cât și pe toți ucrainienii, cu această ocazie specială, urându-vă un călduros prietenesc la mulți ani, dar și mult succes în parcursul european și euroatlantic al țării noastre. Anul acesta am reușit să construim o nouă dinamică în relația dintre orașele noastre, bazată pe prețuirea reciprocă și pe asumarea acelorași valori și standarde. Abia aștept să particip la Odessa în septembrie, la ceremoniile prilejuite de ziua orașului, ocazie cu care vom consolida în continuare frumoasa relațiile dintre administrațiile, comunitățile și orașele noastre. Dragi prieteni, cu convingerea unor noi proiecte comune, în beneficiul cetățenilor orașelor noastre, în numele meu și al locuitorilor orașului Constanța, vă salutăm și vă urăm toate cele bune de pe malul vestic al Mării Negre. La mulți ani, Odessa! La mulți ani, Ucraina!